Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Astăzi vreau să pictăm o picturică super simplă. Voi folosi un carton pânzat de dimensiune 20x20, dar îl voi întoarce într-un colț, practic să fie un romb. O să încerc o serie de a picta, cred că 4 astfel de picturele în formă de romb și care pus una lângă alta vor forma practic un ansamblu de picturele într-un romb, formând un romb mai mare. Voi folosi culori acrilice, voi dilua cu apă când este nevoie, iar pe laterale am lipit un scotch pentru hârtie ca să rămână la final o ramă albă nevopsită. Așa. În caz de n-ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări ca să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou, iar dacă ceea ce fac eu vă place, puteți distribui și prietenilor voștri ca să ajungem la cât mai multă lume și cât mai multă lume să poate să o ajutăm să înceapă să încerce să picteze. Iar pentru cei care vor să mă susțină, să susțină canalul meu, acest proiect al meu de a crea tutoriale gratuite pentru începători pe YouTube, o puteți face, aveți în descriere un link de Patreon și un link de PayPal, sau o puteți face devenind membru pe YouTube, lângă butonul de subscribe, de abonare, este un buton de alături, de join, depinde când aveți voi interfața YouTube-ului și acolo puteți deveni membri și puteți cotiza pe lună cu 6 lei sau 15 lei, parcă al doilea nivel sau ce, intrați acolo și scrie acolo toate detaliile. Iar bănuții ăștia mă ajută pe mine să pot să continui să postez, să pot să continui să creez tutoriale gratuite și de acum încolo, cât mai multe, mai bune, mai calitative pentru toată lumea. Așa. Acestea fiind spuse, începem cu fundalul. Am început un degradé cumva de la un galben în partea, în colțul de jos, urcând înspre un galben deschis, înspre un galben închis, înspre un galben muștar, apoi înspre un portocaliu și apoi în portocaliu un pic amestecat cu un maroniu și maroniu mai închis în colțul opus, în partea de sus. Nu vreau să fac un degradé super fin, vreau să așez culorile în principal și să se vadă oarecum, să fie o trecere, să nu fie foarte fină, pentru că apoi oricum voi reveni peste acest fundal folosind un burețel de bucătărie. Un burețel simplu pe care îl aveți toți în casă. Dacă nu aveți în casă, cu siguranță o puteți cumpăra de la orice magazin mare, este foarte ieftin un astfel de burețel. Și pur și simplu creez niște efecte, vreau să creez un, ca o galaxie, ca un cer, așa, cumva ne uităm înspre sus, așa e perspectiva, o să vedem vârfurile brazilor în stânga și în dreapta și o să vedem fix în sus cum ar fi cerul, galaxii, stele și toate praful acela cosmic, o imagine foarte frumoasă și vreau să fac aceste culori calde. De obicei toate galaxiile în general sunt cu albastru, cu verde, cu mov, cu roz. Eu am vrut să fac cu galben, cu roșu, cu culori mai calde și am creat în partea centrală cu un burețel cu mai mult alb combinat cu galben o zonă centrală de galaxie și apoi mai combin pe laterale, vedeți, pun maroniu, pun puțină vopsea pe burete, să nu luați foarte multă vopsea și să pierdeți foarte bine când dați cu buretele, să dați, să nu apăsați pe burete, să fie foarte puțină vopsea pe burete și să dați de foarte multe ori, învârtind în mână buretele ca să poată să lase tot felul de forme și să fie cât mai forma pe care o lasă, urma lui, să fie cât mai neregulată, cât mai organic, cât mai naturală, să nu pară ceva artificial și să nu se vadă bucățele care nu și-au locul în compoziție acolo. Ca și orice altceva, și lucrul acesta cu burețelul ține de practică, ține de cât de mult ați lucrat. Pe măsură ce o să lucrați cu burețelul, ce o să faceți nori, ce o să faceți, eu știu, copăcei, ce o să faceți galaxii, pe măsură o să fiți din ce în ce mai stăpâni, din ce în ce mai ușor o să vă vină să lucrați cu burețelul, din ce în ce mai ușor o să vă vină la îndemână câtă culoare să puneți, cum să puneți, unde să puneți culoarea, cum să pierdeți, ca să fie un degradé soft, să se vadă ce vreți voi să redați, să puteți să redați, ține de experiență. Așa că dacă nu puteți reda fix ce creez eu aici, nu trebuie să vă descurajați nici pe departe, pentru că este normal, nici eu nu puteam când eram începător să fac la modul când am început să pictez, pentru că nu aveam pur și simplu cunoștințele necesare. Iar dacă vreți să-mi trimiteți pozici cu lucrurile voastre, m-aș bucura foarte mult să o faceți, aveți în descriere un link la Instagram-ul sau la Facebook-ul, pe Facebook aș prefera totul să trimiteți, aveți un link la pagina mea de Facebook,
intrați acolo, dați-mi un like la pagină și puteți să-mi trimiteți acolo și întrebările voastre legate de artă, cât și picturelele voastre, lucrările voastre, fie că sunt făcute după mine sau doar în altundeva, nu contează, eu mă bucur doar când văd că lumea pictează, încerc să ajung la cât mai multă lume, să inspir cât mai multă lume, spre a readuce cumva interesul asupra picturii, pentru că este o ramură artei minunată, care ne ajută foarte mult, ne recrează, ne vindecă, ne ajută foarte mult să ne relaxăm și e păcat să nu, cât mai mult, un număr cât mai mare, să nu o, măcar să încercăm să pictăm. Nu trebuie să devenim Michelangelo, dar putem încerca, ne putem relaxa, ne putem distra și putem face ceva creativ, mai ales în zilele în care trăim, în care nu prea mai ne folosim așa mult creativitatea. Așa. Ne întoarcem acum la picturica noastră, vedeți, am înnecrit acolo colțul acela de sus, am dus așa, ca niște ramificații, părțile de alb, practic unde e albul acela mult, sunt niște zone super pline de stele, sunt niște zone cu foarte, foarte multe stele, iar în rest, acela este praf cosmic, dacă vă uitați un pic la cum e, cum arată o galaxie sau cum arată o galaxie în principal, sunt nori foarte mari de praf cosmic, ceva de genul ăsta, și în alte părți sunt pâlcuri de multe, multe, multe sisteme solare, foarte mulți sori. Și acum, ca să facem și mai multe steluțe, pentru că eu sunt fan steluțe și știți lucrul ăsta dacă mă urmăriți mai de demult, folosind o peruță de dinți pe care doar cu acest lucru, doar acest lucru fac cu ea, am combinat alb cu apă ca să ajung la o viscozitate medie a albului, cât să nu fie nici prea poza, nici prea viscos, și pur și simplu trăgând de perișoare, vedeți cum fac, chiar dacă e un pic mai mânzoleal, adică m-am murdărit pe deget, am mai murdărim și pe lângă, pe masă, pe ce avem în jur, dar efectul este foarte frumos, stropim cu o grămadă de stropi, de varii mărimi, mai mici, mai mari, și pare foarte, nu știu, foarte realistic, mi-mi place foarte mult acest tip de tehnică, plus că e distractiv. Așa, și acum, cum am spus, ca să arătăm perspectiva din care ne uităm, cumva ne uităm de la baza copacilor înspre sus și vedem vârfurile copacilor și vedem universul nemărginit, noi suntem undeva mici, la bazele brăducilor și ne uităm așa în abis, ne uităm în nemărginit, în imensitatea universului. Cam asta e ideea perspectivei din picturica aceasta, iar brăduții facem pur și simplu niște liniuțe cu negru, în sus drepte și apoi facem crenguțele. Nu trebuie să ne gândim să le facem foarte taliate sau mai știu eu cum, trebuie să făcute simple, mai înguste în partea dinspre vârf și apoi în timp ce mergem spre bază să se lărgească așa cumva, să se lățească crenguțele. Cam asta toată chestia, cum să facem acești brăduți. Ideea e că principala, zic așa, atracție este galaxia, este universul, cerul înstelat. Îmbrăduți doar așa un punct de reper ca să ne dăm seama din ce punct privim această picturică, acest univers, unde suntem noi și cum privim, să vedem perspectiva. Sper să vă placă picturica aceasta romb, este prima în serie de 4, cum am început și seria aceea cu marea, dacă n-ați văzut-o, vă recomand pictura anterioară acestea, parcă este aceea în care am făcut la fel. Am într-o serie de 100 de 4 picturele legate de mare. Prima a fost un peisaj de mare foarte frumos, cu un cer roz, portocaliu, cu norișori și cu apă azurie frumoasă. Vă recomand să mergeți să vedeți dacă n-ați văzut. Și la fel o să fie și aici, o să fie o serie de 4 picturele. Aceasta este prima și vor urma încă 3, nu consecutiv, dar vor urma încă 3 în zilele, săptămânile ce vor urma. Eu sper să vă placă picturica, sper că ați pictat cu mine, sper că v-a ieșit. Nu uitați că duminica, în general, intru live și pictez o picturică alături de voi, vă răspund la întrebări, deci dacă vreți să îmi puneți întrebări live, să vă răspund live, să ne cunoaștem mai bine și să închegăm mai bine ideea asta de comunitate în jurul la artă și la pictură, vă invit duminică să, acolo o oră, să o petreceți cu mine și cu alții fani și entuziaști ai picturii și artelor, și să construim o comunitate frumoasă în jurul la creativitate. Sper să aveți un weekend minunat, spor la pictură dacă
veți dori să pictați, nu uitați să apăsați butonul de like, mă ajută foarte mult susținerea voastră, like-urile voastre, apăsați clonțopelul de notificări cu toate opțiunile, toate notificările pornite și de asemenea abonați-vă în caz de n-ați făcut-o, iar dacă vreți să mă susțineți cu bănuți, aveți în descriere un link de Patreon și un link de PayPal, sau puteți deveni membri pe YouTube, puteți susține canalul meu de YouTube, puteți, aveți acolo, dacă dați click lângă butonul subscribe, un buton de alături sau de join, aveți acolo opțiunile de membru, contra unei sume de 6 lei sau 10 lei sau nu știu exact care sunt pragurile. Practic mă susțineți și mă ajutați să pot să continui să creez tutoriale gratuite în fiecare săptămână, câteva pe săptămână, sunt pentru toată lumea, să mă mențin practic gratuit, să mențin tutoriale gratuite și să pot să le fac pentru toată lumea. Acestea fiind spuse, eu am fost Albert, v-am pupat, aveți o săptămână minunată, rămâneți fericiți, rămâneți sănătoși și în siguranță, pa, pa!